Suntem în legătură directă cu colonelul dr. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare și reputat medic infecționist. Domnule colonel doctor, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Eu mulțumesc că interveniți la punctul de întâlnire la Antena 3. Zilele trecute dădeam declarația lui Albert Bourla, CEO-ul de la Pfizer, care spunea că se lucrează la Pfizer pentru un vaccin adaptat împotriva variantei Omicron. Și iată că vine doctorul Anthony Fauci și spune: am reușit să aflăm între timp că vaccinurile existente pe piață sunt eficiente împotriva variantei, așadar nu trebuie să mai așteptăm încă 6 luni un nou vaccin adaptat? Da, suntem perfect de acord cu afirmațiile domnului dr. Fauci. Este la acest moment cât se poate de clar că, într-adevăr, varianta Omicron ocolește răspunsul imun obținut după vaccinarea cu primele 2 doze sau după trecerea prin boală, însă vestea cea mai bună este că administrarea dozei de booster restabilește eficiența la valorile comparative cu eficiența pe care aceste vaccinuri o au față de variantele anterioare. Ca atare, din punctul nostru de vedere, foarte probabil că în perioada următoare vom vorbi de redefinirea unei scheme complete de vaccinare împotriva COVID-19 ca 2 plus 1, adică 2 doze la interval de 21 de zile sau 28 de zile și o doză de booster după minim 6 luni. Aceasta foarte probabil că va fi o schemă de vaccinare considerată completă, care va asigura o protecție superioară, optimă pentru toate potențialele variante circulante și cele care deja circulă, dar și pentru eventualele variante virale care vor circula de aici înainte. Este aproape clar că aici se va ajunge la redefinirea schemei complete de vaccinare și cred că întrebarea este nu e dacă se va redefini schema, ci care va fi momentul la care, într-adevăr, această doză booster va deveni cumva obligatorie în schema de vaccinare pentru a considera că persoana este suficient de bine protejată în fața noilor variante. O știre de ultimă oră ne spune, domnule colonel doctor, că Danemarca deja pune în vânzare acele medicamente anti-COVID-19, medicamente care au fost create de Merck și de Pfizer și care se dovedesc a fi foarte eficiente împotriva cazurilor grave. E a doua veste bună, faptul că pe lângă vaccin avem și aceste medicamente, în așa fel încât și cei vaccinați și cei nevaccinați să ducă până la capăt efortul acesta de terminare a pandemiei. Este foarte important și era esențial să avem acces la medicamente antivirale eficiente. Faptul că avem într-adevăr medicamentul de la Pfizer, Paxlovid, care se pare că reduce rata de spitalizare și riscul de deces cu aproape 90%, cu condiția ca persoana diagnosticată să înceapă rapid tratamentul după debutul simptomelor, adică ideal în primele 5 zile. Acest lucru face într-adevăr să putem spera că vom avea o evoluție favorabilă la pacienții cu risc crescut de evoluție severă a bolii, în ciuda faptului că sunt sau nu sunt vaccinați sau trecut prin boală. Deci, din acest punct de vedere, este foarte important și noi, ca țară, să facem toate demersurile pentru a avea acces la astfel de terapii antivirale în momentul în care ele sunt autorizate. De când ar putea veni aceste medicamente și în România, domnule colonel doctor? Molnupiravirul de la Merck este deja autorizat de Agenția Europeană a Medicamentului. Datele actuale ne arată că, într-adevăr, va fi o achiziție centralizată la nivelul Comisiei Europene și o repartiție către fiecare stat membru după modelul vaccinurilor. Ar trebui, teoretic, să primim în jur de 600.000 de doze de molnupiravir. Nu avem încă un calendar de livrare confirmat. Iar pentru Paxlovid urmează să fie transmise datele către Agenția Europeană a Medicamentului și să fie autorizat, dar foarte probabil că va intra în procedură de autorizare accelerată, având în vedere că este cel mai promițător dintre antiviralele disponibile la acest moment. Pentru că varianta Omicron, din păcate, compromite eficiența anticorpilor monoclonali. Există un singur anticorp monoclonal care își păstrează eficiența față de Omicron, ceilalți anticorpi monoclonali care ne dădea o mare perspectivă în ceea ce privește reducerea riscului de forme grave la pacienți cu risc, se pare că nu își menține eficiența pe această nouă variantă virală. Deci, din acest punct de vedere, rolul terapiilor antivirale este esențial și faptul că vaccinurile își mențin eficiența prin administrarea dozei booster, iarăși este o veste cât se poate de bună, pentru că, din păcate, ceea ce vedem în celelalte țări europene, în Danemarca, în Norvegia, în Marea Britanie, este o extensie extrem de rapidă și accelerată a creșterii numărului de cazuri generate de varianta Omicron, așa încât, fără alte măsuri
adiționale care să limiteze răspândirea acestei variante, va fi foarte greu să facem față unui val nou de îmbolnăviri, chiar dacă persoanele vaccinate nu vor face forme grave, ele totuși vor avea un risc să se infecteze și mai departe să răspundească. Așa încât cei neprotejați, cei care nu s-au vaccinat, este foarte important să se vaccineze în perioada imediat următoare, mai ales cei vulnerabili, pentru că riscul să fie expuși la această infecție, la această variantă virală, este foarte mare. Datele actuale arată că această variantă se transmite și prin aerosoli, nu doar prin picături de secreții respiratorii, ceea ce înseamnă că în acele spații închise, supraaglomerate și slab ventilate, riscul de transmitere este foarte mare.